Printr-un program transfrontalier, Primăria Săinii a câștigat finanțare pentru două proiecte de interes pentru comunitatea locală. Unul este implementat în parteneriat cu orașul din Ungaria, cu care Săinii s-a înfrățit, și prin acesta se urmărește achiziționarea unei autospeciale de pompieri. Avem alocație 100.000 de euro pentru acest proiect. Sperăm cât de curând să o schimbăm pe cea pe care o avem acum, pentru că aceasta are 32 de ani și încă ne mai ține, dar totuși vrem să ne asigurăm cu o mașină de pompieri mult mai dotată și una mai actuală. Cu banii din cel de-al doilea proiect, administrația locală dorește să reabiliteze Casa Baii. Este o stare avansată de degradare și nu știam ce să mai facem pentru ca să putem să salvăm această clădire. Și uite că a venit soluția. Este acest proiect pe care îl avem cu Ungaria și cu Ucraina, respectiv cu orașul Caluș, oraș cu care noi suntem înfrățiți, și acest proiect se cheamă Cultura în oglindă. Noi o să facem în Casa Baii o sală multifuncțională în care vor avea loc diverse activități, iar ei, în orașul Caluș, într-o sală similară, vor face și ei același lucru. De aceea se cheamă acest proiect Cultura în oglindă. În proiect există și anumite vizite care le vom face și noi în Ucraina și ucrainienii la noi, astfel încât să mai putem împrumuta din ceea ce au dumnealor specific și, bineînțeles, să le împărtășim și noi din cultura și din ceea ce avem noi aici în Săinii. Casa Baii este un monument de patrimoniu de clasa și este în gestiunea Primăriei Săinii.